Bună seara, stimați telespectatori! Astăzi la Accent TV, emisiunea Sinteza Politică. Eu, Sergiu Părgaru, moderatorul acestei emisiuni și invitații mei de astăzi. Avem azi invitat în studio deputatul Partidului Liberal Democrat, domnul Iurie Chiorescu. Bună seara! Bună seara! Președintele Partidului Național Liberal, doamna Vitalia Pavlicenca. Bună seara! Alexandru Pârlog, Asociația Juriștilor Creștini Democrat și Vasile Fotescu, lector universitar. Bună seara! Iată, a venit și ziua 18, când această zi era ca să se aleagă președintele Republicii Moldova, dar din situația în care ne-am pomenit, acest lucru a eșuat. Nu a fost înaintat candidatura și în discuția în alianță s-a lăsat mult încă de discutat. Și la acest subiect aș vrea ca să invit invitații de astăzi să discutăm. Domnul Iurie. Eu cred că alegerea președintelor nu revine doar Alianței pentru Integrarea Europeană. Alegerea președintelor este obligație și un drept pe de altă parte tuturor corpului legislativ. Așa că eu cred că nu se termină lumea dacă astăzi a ieșuat, să spunem așa, alegerea președintelui Republicii Moldova. Eu cred că în urma discuției din Parlament avute astăzi, Parlamentul va stabili o nouă dată alegerea președintelui Republicii Moldova și Partidul Liberal Democrat consideră că până la urmă președintele Republicii va fi ales și vom evita alegerile anticipate, care sunt o catastrofă pentru Republica Moldova. Doamna Pavlicenco, cum crezi? Eu am privit astăzi. S-a întâmplat anume așa, ori? Am avut astăzi ocazia să privesc de la și până la zi totul ce a fost în Parlament în legătură cu problema alegerii președintelui și trebuie să spun că nu e problema acum că e sfârșitul lumii, că nu s-a ales președintele. Noi, în general, Partidul Național Liberal, considerăm că Republica Moldova nu prea are nevoie de președinte. El a fost introdus atunci ca instituție în spațiul post-sovietic pentru ca cercurile imperiale de la Moscova să controleze politicile interne și externe ale statului prin președinție, că e mai greu prin Parlament. Dar, de vreme ce această funcție există în Constituție, sigur că deputații trebuie să-și facă datoria și să aleagă președintele Republicii Moldova, să definitiveze formarea tuturor instituțiilor statului după alegeri și în privința forțelor politice din Parlament care nu reușesc să facă acest lucru, trebuie să ne referim la percepția de către populație. Pentru că nu e sfârșitul lumii, într-adevăr. Lucrează și funcționează economii unele state, chiar și cu schimbarea guvernelor, foarte des. Problema însă este că Republica Moldova avem o altă moștenire de la Partidul Comuniștilor, că noi am rămas în urmă în privința reformelor, schimbărilor care trebuie să ne apropie de Uniunea Europeană, că în Republica Moldova nu vin investiții, pentru că și occidentalii stau pe poziții de expectativă să vadă ce se mai întâmplă aici, iar cetățenii, pentru că nu au locuri de muncă, nu sunt investiții, nu este o stabilitate, nu se știe cine ne va conduce mâine, vor fi sau nu vor fi alegeri anticipate. Din cauza aceasta, cetățenii percep prost faptul că nu este ales șeful statului, îi fac vinovați pe toți, însă vina alianței, că s-a spus aici de alianță și de opoziție, este că nu a reușit să fie ca un zid unit în fața opoziției comuniste și să facă vinovată această opoziție de nealegerea șefului statului prin faptul că nu vrea să procedeze așa cum au procedat unii democrați în 2005, care au fost și criticați și blamați și care de fapt au suportat și consecințele politice și electorale ale acestui gen. Dar iată că atunci s-a putut, în timp ce opoziția comunistă nu vrea. De ce? Aici este un scenariu în care este implicată Moscova, comuniștii, ca și coloana 5 a Moscovei, și se încearcă schimbarea coaliției majoritare, parlamentare, care este de centru, centru-dreapta, prin una de stânga, centru-stânga, care ar fi pe așteptările Moscovei, ca să ne unească după alegerile din Transnistria, în care Moscova îl sprijină pe Kaminski, într-un stat transnistrizat, să ne cantoneze în zona de influență rusă și să nu mai vedem, sau să vedem la sfântul așteaptă, Uniunea Europeană. De aceea este foarte important ca deputații, după ziua de astăzi, să se învețe minte, să găsească o candidatură, ori alianțe, ori una, ca să zic așa, din afară, și să voteze un președinte pro-european, în niciun caz unul pro-rus, pentru că acesta nu va asigura progresul, stabilitatea
și reformele în Republica Moldova. Da. Putem să mizăm pe suportul sau pe votul opoziției în situația în care tentativa aceasta practic nici n-a fost realizată. Cum credeți? Cred că putem menționa de la început, pentru că alegerea președintelui țării, cum a spus doamna Pavlincecu, noi nu avem nevoie de un președinte, totuși cred că avem nevoie. Putem miza pe sprijinul opoziției, deoarece alegerea președintelui nu trebuie să aibă loc doar cu 61 de mandate, avem nevoie de o majoritate cu mult mai mult decât 61 de mandate, atunci guvernanții ne vor spune că da, noi într-adevăr lucrăm, noi într-adevăr ne-am apucat de treabă, am ales președintele cu mult mai mult decât simpla majoritate și asta merge bine, asta ar fi spre succesul lor și spre binele țării. Da. Domnul Fătescu, credeți că totuși comuniștii, mă refer la cei care au plecat din Grupul Soluția? Da, Grupul Soluția, cum ați numit-o, sau Grupul lui Dudon, mai bine, unde au venit în cadrul negocierilor să discute o variantă și un scenariu care mulți îl discutau și cătau că vină este cineva totuși de incapacitate de alegere. Această soluție, de fapt, a fost, și în emisiunile precedente am zis foarte clar și foarte tranșant că nu este o soluție, este din contra ceva care a venit să încurce ițele și mai tare. Dacă acești trei care s-au ales și după 7 aprilie au câștigat această majoritate și s-au demonstrat că ar fi capabil, au ajuns la acel acord cu Lupi și cu Ghimbi, s-a semnat și acum vine acesta Dodon care vrea să încurce ițele și mai tare. Uite că a și făcut-o. Acum s-au încălcit și mai tare. S-au împotmolit la capitolul dat și nu știu dacă vor ieși. Pentru că, după mine, eu dacă eram în alianță, eu nu-l acceptam. Dacă veneai foarte tranșant și spuneai, eu vreau aceste trei voturi, domnul, să vă le dau vouă. Nu ies în alianță. Eu ziceam, Dodon, dacă el era dacă venea Dodon și spunea că eu dau aceste trei voturi ca să deblocăm situația, el era un salvator, să zicem, așa, un pseudo-salvator acestei națiuni. Și să debloca situația, să alegea un președinte, să zicem, același candidat care a fost propus inițial. De ce nu se merge pe varianta asta? O să întreb și candidații care sunt astăzi aici, reprezentanții partidelor. Am să zic foarte clar, dar el a făcut să încurce și mai tare ițele. Și lucrul ăsta îi reușește extraordinar. El mai tare împotmolește alianța în aceste discuții. Spunea acum un analist politic foarte clar că conflictul este mult mai greu sau mult mai profund decât credeți voi de fapt. Este capitolul care nu trebuie să vă gândiți că trebuie să soluționați întrebarea prin niște discuții pe culoare și din interior. Faceți lucrul ăsta poate mai deschis. Invitați și societatea civilă la aceste discuții. Dar de ce până în prezent, eu am să întreb oamenii care stau și ne privesc, cetățenilor, de ce până în prezent nu s-a înaintat un candidat pentru această funcție? Asta o întreb pe ei, pentru că nu s-a dorit de fapt, pentru că ei s-au împotmolit, din păcate. Dar eu sunt convins de faptul că o să reușească să iasă din impas. Am să-i încurajez pe faptul că se poate de ieșit din impas, dar fără acest grup soluție. Iată, cu referință la cele spuse domnul Fătescu. Eu, în primul rând, aș face o remarcă. Nu prea înțeleg că e salvatorul cărei națiuni. Eu am zis o clipă. Așa, pseudo. Eu nu cred că Dodon este salvatorul națiunii române. Aici vreau să el poate fi numai salvatorul moldovenismului, dar mai curând îl îngroapă. Cu asemenea atitudine și viitorul lui politic cred că se va prăbuși și nu va fi. Și este foarte bine. În acest sens, eu sprijin ideea care trebuie, într-adevăr, dacă ei n-au venit și n-au spus că noi dăm cele trei voturi pentru candidatul lui Lupus, fie exclus. Absolut. Și să discute demn alianța ca un zid cu comuniștii și să le spună că haideți, fraților, să vedem ce facem. Ajungem la alegeri anticipate și vom da fiecare vina pe celălalt, că din cauza ta, că din cauza ta sau din cauza ta. Sau totuși vom manifesta responsabilitate politică de stat. Comuniștii își spun stataliști, dar nu vor să votez președintele statului. Asta ar trebui să fie soluția. O să-l întreb pe domnul Fătescu. Spuneți-vă, de ce totuși n-a fost înaintată nicio candidatură și cred că este și ceva la mijloc? Sau s-a încercat să se întindă din timp? Probabil în detalii, cum spunea cineva, în detalii se ascunde diavolul. Probabil
Probabil, dar până la urmă Partidul Liberal Democrat poate este unic partid în alianță care dorește, sincer dorește ca președintele Republicii Moldova să fie ales. Noi am făcut tot posibilul ca, și vom face în continuare ca totuși să evităm alegeri anticipate, să facem ca Republica Moldova să aibă un curs irreversibil spre integrare europeană și credeți-ne că cei care ne-au dat mandatul, ne-au susținut și ne-au dat girul să reprezentăm în Parlament, ne spun deseori că ceea ce facem nu e bine și noi recunoaștem chestia asta, dar nu ține doar de Partidul Liberal Democrat. Eu aici reprezint Partidul Liberal Democrat, care este componentă a Alianței pentru Integrare Europeană. Ar fi foarte bine ca colegii noștri din PD și din Partidul Comuniștilor, care au susținut declanșarea procesului respectiv, care au votat pentru că în data de 18 să fie ales președintele, să dea explicații la cetățeni. Și noi am fost puși în situația să susținem și noi candidatura, propunerea respectivă, în caz contrar am fi riscat că torpilăm alianța. Vedeți dumneavoastră, noi am inițiat o discuție cu comuniști, ceea ce e firesc, suntem, reprezentau cel puțin 42 de deputați, deja s-au copt harbuci și mai departe, unii sunt cei care s-au copt, nu s-au copt și mai departe, unii sunt corei cei care atât de mult chestia asta o promovau. Și uite foarte, foarte ușor apropierile care au avut, de exemplu, în decembrie 2010. Decembrie 2010, PD-ul și cu stânga, și pe dreapta, și pe stânga. Și atunci văd că Alianța până la urmă a reușit să se consolideze. Credeți-ne că noi, prin acțiunile noastre isterici pe locuri, aducem doar rău actul de guvernare. Eu am fermă încredere că Președintele Republicii Moldova va fi ales, iar Partidul Liberal Democrat încă o dată o spun că este pentru ca Președintele să fie ales, pentru a evita alegeri anticipate și ne aducem mandatul până la capăt. Ceea ce am promis noi în 2009, 2010 și mai departe. Domnul Chioresc a întrebat unul să cu Harbuji. Noi suntem cu Harbuji. Asta e. Partidul Național Liberal. Știm. Noi considerăm eu am vrut să vă dau o întrebare provocatoare. Păi noi răspundem și ne întrebați provocator. Și vreau să vă spun că noi suntem în continuare convinși că atunci când domnul Chiorescu spune în numele PLDM că va fi ales președintele, că se pregătește alegerea unui președinte de către PLDM și PCRM, care nu va fi unul pro-european. Pentru că aici e miza și toată lupta și angajarea întregii societăți civile și anumiților analiști care să motiveze și să creeze situația. Mai uitați-vă și pe blogul și vedeți ce scrie pe domnul Cozer, care spune că să-l alegeți și pe dracu, dar numai să-l alegeți. Adică este isterizată societatea de către PLDM și pe CRM ca să aleagă un președinte pro-rus, ca să nu-l aleagă pe Marian Lupu, pentru că Filat a spus foarte clar în sinea lui, probabil știe toată lumea, în niciun caz nu va permite să fie ales Marian Lupu. Adică nu a fost bună. Adică a doamna fost Pavlicencu, bun. Nu este de vreo. Eu am să încheși, dumneata e scontent. Nu, dar dumneavoastră manipulizați emisiuni. Nu, dar nu doar fiecare spune ce crede, nu ce se dictează. O spune dozat așa, dar eu am dreptul să spun ce vreau. Eu încă n-am participat la emisiuni. O să vă dau vânt. Vine timpul și dumneata spui ce crezi. Deci PLDM-ul s-a folosit de alianță și a scos lumea în stradă la manifestări ca să nu se ducă PD-ul cu PCRM, dar după ce s-a format alianța, s-a folosit de alianță și a fost votat primul ministru, după care nu vrea să aleagă președintele statului pe Marian Lupu și nu vrea ca să elibereze funcția pentru Mihai Ghimbu. Acum când spune că da, noi am discutat cu PCRM, cu comuniștii, păi vreau să vă spun că nu așa se discută. Trebuie să discutați ca o forță unită, cu coeziune, o forță care într-adevăr discută pe de o parte alianța și pe de altă parte comuniștii. Și dacă nu vor comuniștii să voteze, atunci se spune, oameni buni, cetățeni, uitați-vă cine nu vrea să voteze pentru șeful statului. Noi suntem toți 59 pentru șeful statului. Dar are dreptate de acovați când a spus că Dodon a venit din PCRM și nu numai că nu a adus 3 voturi, dar le-a luat și pe toate celelalte, exact. 59. Deci Dodon a vorbit cu Dodon este gura lui Filat. Filat nu poate spune că nu-l vrem pe Marian Lupu. Da, nu, dar eu nu pot. Și o spune Dodon. Iată, asta e situația în Parlamentul Republicii. Dumneavoastră aveți experiență politică, ceea ce eu apreciez chestia asta, dar ceea ce faceți dumneavoastră, nu am experiența dumneavoastră, dar dumneavoastră nu promovați discursul și cultura politică în Republica Moldova, am impresia, sau cel puțin la emisiunea respectivă.
dar colindatul este politic. Că așa, așa, dar nu se poate chiar în halul ăsta să promovați... Dar să apreciați cum vreți ce spun, eu tot n-am spun ce cred. Corect. Eu sunt la emisiune cu libertatea de exprimare. Apropo, cu românism și cu românismul dumneavoastră. Dumneavoastră vorbiți doar la microfoanele emisiunilor și radio și mai departe. Plecați în teritoriu și promovați și ideea asta. Dar noi și în teritoriu promovăm. Dar nu e adevărat. Eu vă spun cine promovează, vă spun cine promovează și are grijă să spună că noi avem și vorbim și limba română, în afară de colegii noștri din Pele, care deja au privatizat chestia asta cu limba și cu istoria română. Cine vă permite? Noi vorbim, ca să vă liniștesc dumneavoastră, noi vorbim limba română și suntem cetățeni ai Republicii Moldova și fiecare se cataloghează cum dorește. Dar încă vreau să vă spun ceva. Nu încercați să duceți lumea în eroare. Partidul Liberal Democrat este partidul care dorește să fie ales un președinte apartinic. Ne pro-european, dar pro-european. Un președinte da, care să aibă experiența asta și politică și diplomatică. Un iscusit și un virtuos diplomat care ar putea să împace și componentele alianței în cazul nostru și alianța și opoziția pe de altă parte. Deci ce problema asta când ați semnat acest lucru? Stați, îi dau numai un răspuns. Da. Domnule Chiores, vreau să vă spun în privința limbii române și toate celelalte. Și care cunoști limbi străini și care mai este și de o înălțime. Ar fi bine să mai ești. Și de ce nu întrunește toate caracteristicile astea? Da, păi căutați până acum. Acum uitați-vă care e problema cu PLD meu, ca să vă spun. Nu e o problemă cu PNL. Problema e cu PNL-ul. Nu vă lăudați. Sunteți frustrat puțin și necăjit că n-ați acces în Parlament. Nu avem niciun fel de frustrare, nu suntem foarte fericit. Absolut deloc. Da. Vreau să, în așa Parlament, mai bine să nu fim. Da, eu știu. Acum dați-mi voie să vă răspund. Domnule Chiorescu, dacă vreți să spuneți că PLDM este un partid cu identitate, păi vreau să spun că sunteți o soluție imorală în politica moldovenească. Și vreau să spun de ce. Ați plecat un grup de la social-democrați, v-ați extins ca să-l strângeți pe chertoacă liberalul, v-ați dus conservator în Europa și v-ați înșurat pe tot eșchierul, dar de fapt nu știți ce e pe 9 mai. 9 mai e ziua Europei sau ziua biruinței. Nu știți ce e pe 22 iunie, din ce a dat România în război. Nu știți și pe 24 august. Nu, că asta e foarte important. Eu vreau să spun că acestea sunt jaloanele care... De 18, nu, dați-mi voi, termin fraza. Deci 9 mai, 22 iunie, 28 iunie, 23-24 august sunt jaloanele care caracterizează ce fel de partid este PLDM. PLDM este un partid pro-rusesc, cu Lucisc în spate, care nu știe istoria românilor, care nu știe a istoria adevărată și ocupațiile, care n-a votat pentru raportul pentru condamnarea crimelor comunismului și care și-a bătut joc de raportul pentru 7 aprilie. Dar este o părere. Dați-mi întoarcem la subiect. Deoarece s-au vorbit multe... De ce vrea să aleagă un președinte pro-rus? Eu am o întrebare, de fapt, pentru toți candidații. Dacă îmi permiteți, spuneți-mi, vă rog. Dar nu suntem candidați. Nu, pentru toți invitații, îmi cer scuză. Dacă atunci când s-a semnat acest acord cu lupi și cu ghimbi, dacă țineți minte, eu am să zic de fiecare dată fraza asta că îmi place maxim. Că nu în zadar s-a zis și cu lupi și cu ghimbi. Spuneți-mi, vă rog, candidatul ăsta a fost, dacă nu greșesc, Marian Lupu. Înaintat, că uite discuțiile. La toate emisiunile televizate spune, doamne, stimați cetățeni, uite candidatul stătea la emisiunea În profunzime sau la multe alte emisiuni și spunea, candidatul nostru este Marian Lupu. Spunea asta domnul Filat. Spunea asta domnul Ghimpu și spunea asta Marian Lupu. Domnul, și spune, și spune, și spune în continuare. De ce nu s-a rămas pe domnul, același segment? Domnul Vasile, spune una, continuare. Dar fac alta, nu domnule Fotescu. Da. Asta e problema. Dacă și în continuare Partidul Liberal Democrat zice că este pentru unicul candidat Marian Lupu, eu aș fi vrut ca el până la 18 domnul, noiembrie să fie înaintat. Dar n-a spus asta. Domnul, el a spus că caut un diplomat. Domnul, a spus ce caracterizări să aibă. Dați un pic să ce răspunde. Ce vârstă să aibă, ce înălțime să aibă. Vârsta trebuie, nu știți ce vârsta trebuie. Dați un pic. Domnul Chiurescu. Bine. Spuneți-mi. Domnul Vasile. Fotescu. Ce trebuie să mai fac Partidul Liberal Democrat în afară de a susține candidatura respectivă și a subscrie și a demonstrat în repetate rânduri cu candidatul Marian Lupu? O procedură 31 de voturi. Noi. Să semneze toți membrii fracțiunii PLD. Dar nu, e adevărat. Dar de ce nu a propus chestia asta și noi Partidul Democrat? Are exact 15 mandate. O să întreb asta. Dacă mai gândim, are încă unul și plus 3. Nu, dar stați puțin. Dar noi ce trebuie să mai facem? Și nu încercați. N-am siguranța că voi să votați. Nu, este adevărat. Dar ce trebuie să facem? Eu am siguranța că eu să votez. Eu am siguranța ca cetățean. Mulțumesc, domnul. Da, este un moment. Dacă ar fi fost o
aici un reprezentant al Partidului Democrat, îl întrebam același lucru ca pe și încă ceva. A răspuns încă ceva. Cum a încercat, doamna Publicianu? Nu, spațiu, cum a încercat? Cum a încercat declarațiile domnului Jurat? Cum a încercat? Eu le-am auzit. Toate siguranța că semnează 61 de... că votează 61 de deputați. De asta nu l-au înaintat, au spus ieri. Toate încercările noastre de a discuta cu opoziția parlamentară au fost tratate și catalogate. Se coc harbujii, da, se murează harbujii și mai departe. Or, dacă ne luăm după chestia cu acordul, funcția respectivă, poziția respectivă îi revine Partidul Democrat. Ei de ce nu inițiază discuțiile? Și dacă inițiază discuții, inițiază prin hotele și mai departe. Când a mers premierul Filat, de două ori s-a întâlnit cu președintele Voronin. A făcut-o public și a spus-o ce a discutat cu președintele respectiv. A făcut-o public. Întâi a scris presa și după asta el a recunoscut. Doamna, făcut-o public, nu este adevărat. Am auzit declarațiile lui. Nu este adevărat. Doamna Pavlicenco este incredibil. Ascultăm la subiect, doamna Pavlicenco. Domnul Chiar, poftim. Și m-am uitat de colegul nostru. Da, cu și am o întrebare pentru acest. Ce trebuie să facem, stimați telespectatori, cetățenii Republicii Moldova? Eu chiar cred că colegii noștri din Parlament, cu mici excepții, dar din toate fracțiunile parlamentare și extraparlamentare, doresc stabilitate și bine acestei țări. Și eu doresc ca, cum au spus și alți colegi în ședința plenară, ca președintele Republicii Moldova să nu fie ales de exact de 61 de voturi, de 61 de deputați, să fie ales de 101, de ce nu? Dar cum apreciați, cum răspundeți la întrebările, la aprecierile date de Lupul și de Ghimpu, că până acum președintele Republicii Moldova n-a fost ales din cauza că Filat nu vrea să... Dumneavoastră aveți o problemă cu domnul nu, Filat, probabil. Nu, eu vă întreb. Nu, eu n-am nicio problemă. Eu îl consider imoral în politică. Domnul Domnul, eu am o întrebare pentru invitatul Alexandru Perloc. Da. Despre acțiunile de protest care comuniștii încearcă să le inițieze, fiindcă este... Deja au făcut-o. Deja au făcut-o. La ora 9:35. Da. Iată, au promis, au făcut-o. Cu ce nu sunt de acord? Noi, când vorbim de Partidul Comuniștilor, în primul rând trebuie să înțelegem că ei sunt foarte frustrați de decizia pe care a luat-o întâi Igor Dodon și după care rândurile de membri care au plecat din cadrul acestui partid. Protestele pe care le au de gând să le organizeze zi de zi și pe care le-au organizat și astăzi nu demonstrează nimic altceva decât furia și de a se ține pe picioare, de a se ține copăcel și de a nu se clătina. Asta este poziția lor acum și asta este cel mai important pentru el. Da. Am să-l completez. Eu am fost la această întrunire a lor. Cred că erau vreo 2000 de oameni. Nu cred că erau mai mult. Erau persoanele înietate. Doi la mână erau cu pancardele lor și cu, nu mi-era clar ce cu tricoul acela, așa, un tricou așa, erau cu niște pancarde care le-au adus și în Parlament și era josnic să aduce în Parlament așa pancard, domnul Chiorescu, l-ați văzut. La capitolul, a mai fost un partid mic care le-a făcut, i-au blamat și bravo că au ieșit, le-am și luat comunicatul de presă, dacă nu greșesc era Democrația Acasă, partidul... De A, deci erau două litere. Eu am vrut să zic altceva. Chiar ieri, de la Bălț, dacă nu greșesc, au ieșit vreo 10 consomoliști. Repede la NIT, vreo 7 din primul secretar, doi secretar, piatul secretar, deviatul secretar, vreo 7 declarații că asta nu se întâmplă nimic, asta e tot ok, că s-au dus cei mai proști, ei nu erau în general membri de partid, că erau de mult ieșuați ca lideri de partid și așa mai departe. De ce așa o teamă? Lasă să se ducă. De ce au ieșit cu... Astăzi Voronin vorbea de trădare, toată presa l-a întrebat ce e cu trădarea, cu așa mai departe. Ei se tem, pentru că corabia se duce la fund. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Se duce și se duce de mult după 7 aprilie, chiar se duce. Și o să se ducă încă și mai la fund și o să plece și o să fie bravo că pleacă. Dați-mi voi să intervin să spun următorul. Domnul Vasile a menționat foarte corect, Partidul Comuniștilor, prin protestele făcute, vor să arate că da, noi existăm că în lume. Noi suntem puternici, că noi, tot e ok, altceva super. Nimic. Dar nu poate să... Dați-mi voi să-mi spun opinia în privința asta. Vreau să spun că Partidul Comuniștilor nu se duce la fond. Și nu fiți naivi. De ce tocmai ei vor alegeri anticipate și grăbesc ca să fie considerat primul tur ieșuat și să fie al doilea tur? Pentru că ei vor alegeri anticipate. Este adevărat că alegeri anticipate vrea și pe LDM, dar spune că nu. Pentru nu că fiecare, pentru că fiecare dă vina. Dați-mi voi să spun, eu am tăcut că ați vorbit voi. O minut, eu cred. Păi mie nu-mi place vorbiți, voi îți consideri demagogii. Dar eu vă rapt și vă ascult până la capăt. Păi de ce nu învățați asta? Mă iertați.
Deci fiecare vrea alegeri anticipate și pe LDM și pe CRM, dar ei vor să dea... Nu, noi am făcut declarații în privința asta. Dar ei nu spun asta pentru că suntem de populație. Acum, haideți să analizăm. În alegerile locale, comuniștii au luat bune rezultate. Foarte bune. Sondajul arată că populația dorește un singur partid. Nu tot e același lucru pe care l-a spus în anii când guvernau comuniștii și când l-au votat în 2001 și când au votat acum. Când noi așteptăm să scadă, ideii nu scad. Deci ei cresc. De ce cresc? Pentru că societatea, pentru că starea social-economică și situația lor materială a cetățenilor scade, este tot mai rea, pentru că nu se face nimic, niciun fel de reforme și schimbări, pentru că se manifestă irresponsabilitate din partea Alianței, iar comuniștii grăbesc alegerile anticipate, pentru că vine frigul, pentru că vor fi tarife. A venit. Și tarifele au venit. Tarifele au venit și va fi tot mai greu. Și cred că pe acest val ei vor câștiga. Interesul unora din Alianță este ca, de exemplu, PL-ul și PD-ul să nu treacă în Parlament sau să aibă foarte puțini voturi și după viitoarele alegeri, PLD-ul, PCRM-ul să aleagă președintele și să facă coaliție spunând că dacă noi suntem cei trei, nu ne ajung voturi. Deci mă duc eu cu comuniștii. Acum uitați-vă, vin evoluțiile, mai trebuie câteva luni și o să vedem cine are dreptate. Aveți doamna voi care spuneți că dreptate, scad Bricer, comuniștii da. Sau am eu care cred că se vrea un președinte pro-rus. Ar fi un scenariu. Doamna Pavlicencu, am o întrebare pentru dumneavoastră. Din cele menționate, doriți spuneți că protestele pe care le organizează și toate acțiunile care le fac sunt în sprijinul cetățenilor? Eu nu asta am spus. Eu am spus că ei... Nu, stați un pic. Eu despre proteste n-am spus. Dar dacă e vorba să vă răspund despre proteste, ce cred? Nu, dacă să vă spun ce cred... Nu, eu am spus că sondajul ce arată. Am spus alegerile locale, ce rezultat au avut. Ce rezultat au avut? Dați-mi voie să răspund pe la capăt. Protestele pe care le face Partidul Comuniștilor este, din păcate, în consens cu nemulțumirile cetățenilor. E o campanie electorală, haideți să recunoaștem. De situația actuală. E campanie electorală. Este un pericol. Ei s-au pornit în campanie. Ce să mai ascundem? Ei sunt campanie. Azi pe Voronel l-au întrebat. Ești în campanie. Zice, Doamne ferește, asta nu e campanie electorală. Domnule Fotescu, unii analiști spun că în legătură cu faptul că noi ești președintele, toate partidele sunt în campanie electorală. Doamnă Pavlicencu, dați să vorbim despre un factor totuși care menține țara până ce în stabilitate. Dați să vorbim despre rezultatele sondajului, unde arată încrederea cetățenilor către anumiți politicieni, către anumite schimbări în societate și despre diferite aprecieri. Iată, aici o să-i dau cuvânt domnului Iurie Ciolescu. 84 de oameni sunt procent nemulțumiți de faptul cum merge Republica Moldova. Da. Mă rog, sondajele, nu să știți definiția sondajului, este o fotografie exactă, o perioadă de timp, la moment. Eu cred că și întrebările erau tendențioase, cu vă simțiți bine, vă simțiți bine și așa mai departe. Sondajele, noi le luăm ca atare, dar vreau să mai spun că scenariile apocaliptice care le-am văzut azi la noi aici în emisiune sunt, Doamne ferește, știți? Eu cred că sunt doar niște scenarii până la urmă și pentru a se scoate în evidență unii colegi, nu știu, de platou. Lucrurile Republica Moldova merg așa cum merg ele. Noi toată lumea îmi dorim să meargă mai bine. Dar haideți să ne uităm și pe dimisiunea, de exemplu, dimisiunea externă. Avem o deschidere fără precedent, că am fost închiși 8 ani de zile aici. Avem o deschidere grație efortul guvernului, Guvernul Alianței pentru Integrare Europeană și, în mod special, Ministerul de Externe. Ori, chiar și după vizita domnului Leancă în 14 noiembrie la Bruxelles, s-a menționat că Republica Moldova merge bine, că Republica Moldova are o ascensiune pozitivă și ar fi foarte bine și partenerii noștri externi dau mesaje că totuși să asigurăm că președintele Republicii Moldova să fie ales pentru a oferi o stabilitate și o previzibilitate. Republica Moldova din totdeauna, doamna Pavlicencu, asamblea probabil să fie de acord că a fost furnizor din securitate. Este timpul ca noi să fim să mai furnizăm și securitate și să nu fim... Domnule Chiorescu, Hillary Clinton, secretarul de stat american, a invitat Republica Moldova de două ori în NATO. Da. N-am auzit un răspuns din partea Ministerului Integrării Europene sau din partea Parlamentului și a Alianței pentru Integrare Europeană, un răspuns pozitiv. Nu, deci furnizați securitate. Intrați în sistemul NATO și furnizați. Sau vedem de Constituție. Nu e adevărat. În
în Constituția Republicii Moldova. Domnule Chirescu, m-ați întrebat mine, acum vă întreb eu. Sigur. E adevărat că Republica Moldova este într-un spațiu total de insecuritate, neavând nicio umbrelă, nefiind nici în tratatul de securitate colectivă al CSI, și ne fiind nici în NATO. Cum stăm noi așa? Republica Moldova este un stat neutru, dumneavoastră știți ce înseamnă chestia asta, că a fost parlamentar, da, și ca politician. Și 20 de ani stăm tot mai sărat. Doamna Pavlicecu, dumneavoastră ați fost și dumneavoastră deputat. Deci ce dumneavoastră tot rău ăsta îl puneți exact? Eu am adunat semnături contra neutralității și vreau să spun că ultima semnătură pentru lichidarea neutralității din Constituție, articolul 11, este semnătura lui Vlad Filat. Eu știam că în perioada când dumneavoastră ați fost deputat și premierul când a fost deputat 2005-2009, vă înțelegeți foarte bine. Eu cam știu ce s-a petrecut după 2009, dar mă rog, asta... Mă rog, eu știu dumneavoastră... S-a întâmplat și 7 aprilie. Da, nu, dar nu numai 7 aprilie, asta e chestia. Bine, o să oferim cuvânt domnului Părloc. Eu mă bucur foarte mult că la noi guvernanții de azi sunt foarte optimiști, cred în viitor, dar nu lucrează pentru interesele cetățenilor și sondajul care a avut loc ne-a prezentat informația adevărată. Și atunci, domnul Iurie, îmi spuneți măcar de când sunteți la guvernare o problemuță, cât de mică să fie ea, care ați rezolvat-o în interesul cetățeanului. Una la mână. Și a doilea, ce cată domnul prim-ministru de 3 ori pe săptămână la Bruxelles? El pleacă mai des ca acasă. Acolo sunt cheltuieli. Cheltuielile pe care le suportă dumnealui, un raion este, banii ăștia ar fi bine pentru raion pe un an de zile. Noi, de când premierul pleacă 3 ori pe săptămână? Eu astăzi, tocmai dacă îmi permiteți, eu astăzi citeam pe VNET citeam un articol că se propune un proiect de lege prin care se micșorează veniturile cu 39 de milioane de lei. Urmează să fie reduse normal și logic și cheltuielile la capitolul ăsta. Și atunci v-aș întreba eu, dacă noi o să cheltuim și o să fie alocate cu 250 de milioane în fondul de subvenționare, mai puțin decât s-a alocat până acum, e bine sau nu? Oamenii cum reacționează? Eu am să zic că până acum trebuia să ajungă 400 de milioane pentru subvenționare și acum o să fie numai 250. Să știți, stimați fermieri, că mâine o să aveți în jumătate mai puțin decât ați avut. Transferurile. Eu cred că pe fundalul plătesc. Nu, dar eu asta am citit astăzi și aș întreba. Păi, e bine sau e rău? Domnule, au meritele lor alianța și am să-i laud anumite compartimente, cum a zis și domnul Chiorescu, pe plan extern și pe plan intern. Nu trebuie să, în 2 ani, să zic, să încercăm să facem din țânța, să facem minuni în țara asta. Nu e posibil. Programul de guvernare are 4 ani. Da. În acești 4 ani, fiecare guvern care este condus de un prim-ministru și echipă, sunt obligați să realizeze program. Iată, la programele care se referă anume la primul lucru, schimbarea nivelului de trai. Fiecare om își dorește să simtă acest lucru. Luând în considerație că Republica Moldova în acești ani a avut de suferit în urmă multor calamități naturale și au fost și secete, calamități nenaturale. Vă dați seama, în situația în care toate acestea sunt puse în fața sau în lista problemelor care trebuie, cu care se întâlnește guvernul, curajul lui domnul Filat rămâne de a fi de apreciat până la urmă. Da, de acord, ceea ce face 100% de acord. Face fiind susținut și de Europa. Iată, la această întrebare vreau să vă întreb, care este aportul Uniunii Europene de a obține într-adevăr în Republica Moldova stabilitate și deplasările la Bruxelles, cred că au o minire. Dați-mi voie să intervin aici. Că... întrebarea era către domnul... Nu. Trebuie întâi noi să apreciem și credem despre asta. El de cum a spus. A doua oară nu e oferit pozitate să mă spună că mai iarăși din nou că a fost filat la Bruxelles. Da. Vreau să vă spun că... Și la București a fost. Factorul... dar ședința comună dintre guvernul de la București și guvernul de la Chișinău întârzi. Vreau să vă spun că... A fost o inițiativă. Că Uniunea Europeană și factorii de Uniunea Europeană au spus foarte clar ce trebuie să facă clasa politică de la Chișinău. Ea a dat 3 căi. O cale. Vreți să rămâneți în CSI și să mergeți pe, să rămâneți în sfera de influență rusească? E treaba voastră.
Vreți să mergeți spre Uniunea Europeană? Atunci suplicați mâinile și lucrați. Vreți să rămâneți nici încolo, nici încoace? Atunci așa spuneți și luați-vă responsabilitate pentru ce se întâmplă. Așa a fost. Așa a fost. Păi asta e problema, că Uniunea Europeană a mai spus și că luna de miere s-a terminat. Adică ei au așteptat, au avut această deschidere, această curajare, dau bani, dar nu pot da la infinit când aici corupția crește, grupările oligarhice se consolidează, președintele nu se votează pentru că nimeni nu vrea ca să fie președinte din alt clan, ca pe el să-l pună la pușcărie sau să nu poată să-l ajute să fure cât mai mult din statul ăsta. Până la urmă e vorba de a crea o stabilitate în țară, nu? Totul depinde aici. Stabilitatea deocamdată nu va fi, nu de ce că ne trebuie președinte, dar de ce că nu vin investitorii atâta timp cât nu s-au format până la sfârșit instituțiile statului și când ești în așteptare alegerilor anticipate. Asta este problema. Doar când vin investitorii, ce spun? Hai să vedem cine o învins. Dacă este această stabilitate pe 3-4 ani, avem o coaliție majoritară cu care putem discuta, avem un program pe care l-am aprobat, avem un memorandum cu femeii pe care l-am convenit și atunci poftim, mergem mai departe. Atâta timp cât nu există această coaliție și este incertitudinea că va fi votat președintele stat, toate rămân suspendate. Europa... O să permit că întrebarea era oferită către domnul. Da, cu siguranță, incertitudinea respectivă politică din Republica noastră face să fim mai probabil mai puțin credibil în plan extern. Dar încă o dată revin, grație eforturilor Guvernului Alianței pentru Integrare Europeană, când e vorba de ceva bun și pozitiv, e vorba de Guvernul Alianței pentru Integrare Europeană, când e vorba de ceva rău, domnul Pavlicencu o să confirme, Guvernul Filat. Ei totuși ne dau încrederea asta și ei cred foarte mult că noi vom depăși criza politică și criza constituțională. Eu pot să vă spun doar atât, că Republica Moldova are nevoie să aleagă un președinte pentru a parcurge mai intens drumul respectiv. În caz contrar, în cazul alegerilor anticipate, noi riscăm să fim în vreo 6-7 luni de incertitudine respectivă. Riscăm să prindem valul 2 a crizei mondiale. Riscăm să pierdem din credibilitatea partenerilor noștri externi. Și cel mai important, în urma chiar și sondajul respectiv, oamenii nu-și doresc alegeri anticipate. Noi trebuie să facem tot posibil. Noi PNL nu suntem împotrivă, dar vreau să spun un lucru. Noi, la întâlnirea cu Filat, că vorbim de PNL, noi am mers cu un document mare. La consultări. Am înaintat și documentul și am avut câteva conferințe de presă în care am spus ce trebuie făcut într-un domeniu, în alt domeniu, în alt domeniu. Absolut, la fel cum și în alegeri am spus tot ce trebuie făcut în Chișinău și nu se face. Deci noi venim cu propuneri. Din păcate, Alianța nu are un centru de analiză și de captare a propunerilor din partea societății civile, a partidelor extraparlamentare, ca să aplice asta și să facă. Nu spunem că noi, voi nu vreți să faceți eu bine. Eu am să zic că dar Europa, aici trebuie mai mult Europa fermitate. Și-a dorit și poate chiar își dorește un exemplu de succes Republica Moldova. Da, ei investesc foarte mult. Da, ei vor standarde pentru că pentru asta au investit și investesc foarte mult și eu și sunt convins de faptul că o să și investească. Pentru că ei își doresc într-adevăr o stabilitate pe zona asta. Este o zonă foarte poziționată, foarte bine pentru noi. Nu știu de ce, din păcate, noi nu știm să o folosim foarte bine. Este și vest. Geopolitic extraordinar de altfel. Păi asta și nenorocul nostru. Dar este și undeva, n-am să zic nenorocul, pentru că nu cred în asta. Norocul și-o face 20, omul singur. Domnule Fătescu, dar 20 de ani tare mare noroc. Dar este altceva. Dacă Europa își dorește un exemplu de succes, ei crede în asta, de fapt. Și ei chiar vor să facă lucrul ăsta. Credeți că dacă nu era dacă nu vreau să-l laud pe domnul Leancă, dar am să zic, dacă n-am fi avut un ministru de externe la nivelul profesional și capacităților domnul Leancă, noi nu obțineam în 2 ani de zile atâta finanțare și atâta deschidere din partea Uniunii Europene după 9 ani de stagnare comunistă. Da, dar riscăm să pierdem. Datorită poate acestui om și capacităților sale profesionale extraordinare și abilităților sale personale, noi am reușit să ajungem unde am ajuns. Dar este alt moment. Dacă vrem și ei au încrederea asta, haideți să ne folosim de această deschidere foarte puternică pe care o avem a Europei față de noi. Să devenim europeni aici, la noi acasă, să mai și muncim, dar nu să stăm să facem altceva. Să dăm din coate, pentru că avem niște standarde care românii ne-au zis foarte clar.
vi le dăm pe gratis, să luați-le și adaptați-le la Republica Moldova, la legislația voastră și mergeți înainte. Noi ne-am chinuit 4 sau 5 ani și le-am adus la situația asta. Voi vă dăm pe gratis, dar vă nu luați. Voi nu vă trebuie. Iată, voi stați și domnule, vă uitați. Stați un pic, că e un lucru foarte important. E că el nu spune de Leancă, una, alta. În primul rând, cred că Leancă a făcut treaba asta cu Șubel, care încercat să-i spună de greceană. Păi, puteți să nu fiți de acord, dar asta înseamnă că eu nu cred așa. Și cuzina, da? O să ziceți cu tot Leancă. Cuzina, da. Asta e în primul rând și al doilea rând. Vedeți cum spune de România. Asta e problema. Că acești pragmatici, ca să nu le spun mai curț, chiar și același Leancă, el e cu rezerve față de România. Dom'le, dar oare nu-i clar că noi, Republica Moldova, avem șansă europeană și euroatlantică numai prin România? Dar ei una, două aleargă la Moscova, una, două aleargă la Bruxelles. Dar România stă alături și ne dă standarde. Doamna Pavlicenko, dacă românii vreau foarte tare, ei ne dădeau toate vizele și toate cetățenii, ne dădeau în 4 ani de zile. Ne dă achiul în limba română. N-au vrut. Dar ăștia nu vor să ia. Păi n-au vrut să ne dea. Atunci ce românii, dacă ziceți atât de tare de români, nu, dacă românii... vreau să ne dea această viză și această liber schimb și aceste cetățenii, nu te dădeau cu bucățica, că așa ne-au dat, domnule, din păcate. Fătescu. Și nu o să-mi fac din principiu cetățenia republică, dar mă simt liberă, de naționalitate român. Bine, asta e altceva. Dar ca să vă dea libertate, circulație. Nu trebuie să-mi redobândesc ceea ce am avut. Stați un pic, nu merge că nu începe fraza. Pentru a fi circulația liberă în Europa și chiar să-ți dea și România circulația liberă, trebuie să securizezi frontierele din Est. Păi atâta timp cât nu faci asta, cine o să-ți deschidă frontiera? Că Leanca a spus că își dă demisia dacă în 2012 nu dă circulația liberă. Și va fi circulație liberă, da, va fi doamne, ministru continuare. Da, doamne, este și asta de fapt o diversiune împotriva cetățeniei române. Regim liberal de asta vă ocupați cu diversiuni. Dar nu puteți o securizați. Ucraina deja avem securizată. Nu, că am vedere segmentul transnistrian este foarte periculos. Ne gândim și acolo ce facem. Da. Dar noi o să reintegrăm populația de acolo aici. Vreau să întreb acum. Tot ce a spus domnul Fătescu până acum, domnul Pădloc, sunteți de acord? Mulțumesc mult. Domnul Fătescu, într-o oricare măsură, are dreptate și doamna Pavlicenko la rândul ei are și ei dreptate, dar noi moldovenii avem un obicei nu cam bun, așa că să nu numesc altfel. Ne place să parzităm pe spatele altcuiva. Ne place să ne ducem, să târșim la Bruxelles, la Moscova, la București. Unde ne ducem, ne plângem. China, Japonia, unde vreți ne ducem. Frate, dar noi trăim rău, nu avem președinte. Care e problema? De ce nu... Noi nu avem capacitatea singuri de a rezolva problemele noastre. De ce noi trebuie să îmblăm, să cercim peste tot? Dacă îmi permiteți, eu am să zic foarte clar. Trebuie să se discute cu această societate civilă. Și chiar în discuțiile alianței trebuie să persiste câte doi. Lasă alianța să înainteze câte, măcar doi candidați la fiecare membru alianței. Eu vorbesc fără Dodon. Asta vorbim... Pentru că domnul nici nu-i merg. Dar au fost consultările lui Gelat cu societatea civilă. Să fie și această societate civilă invitată la aceste discuții. Păi a fost și invitată. Și după asta alianța o să fie mai greu să iasă în fața televiziunii și să spună părerea proprie. O să zică părerea alianței. Ar accepta domnul Fătescu este un idealist romantic în politica moldovenească. Să se producă o înțelegere până la urmă și cu o alianță în cadrul alianței și cu eu vreau să chiar cred că o să din turul 2 o să fie această alegere, pentru că domnul vor fi înaintați două candidaturi cel puțin? Eu cred că da. Asta nimeni nu știe. Cum credeți? Eu cred că întrebă. Eu cred că până la urmă noi vom alege președintele Republicii Moldova. Cei 100 de deputați vom găsi, eu cred, totuși cred că deputații din Parlamentul Republicii Moldova, din legislatura respectivă, au capacitate, au rațiune și au... Destul de convingeri chiar și dintr-o poziție. De astăzi nu stabilit. Eu cred că așa este nevoie de niște mediatori, poate liderii noștri, nu știu, nu găsesc până la urmă situația sau atmosfera necesară. Da, dar suntem puși în termeni. Nu este adevărat. În termeni ne-au pus... Îți folosesc mai mult de lacunele din legislație decât de legislație. Și asta este o rușine, într-adevăr. Nu, dar este un fapt. Dar, într-adevăr, de ce ați scos azi 7 zile ca 7 zile să înaintați alt candidat? De ce? De ce aici domnul Ghelețchi
și a propus acest lucru și a votat alianța. Deoarece noi nu avem nicio certitudine că nu vom cădea exact în aceeași situație. Păi atunci cum dar spuneți că va fi ales? Dar până la urmă... Vă spuneți că nu aveți certitudine, vă spuneți că va fi ales. Doamna Provoceam, credeți-ne că să fie președintele ales și primul om care s-a sunt în timp va fi ales, nu să vă sunt pe dumneavoastră să vă spun. Nu e adevărat. Nu e adevărat, de toți, doamna Iurie. Până la urmă, dumneavoastră vă doriți ca Republica Moldova să meargă lucrurile bine. Extraparlamentar. E posibil să fie o candidatură extraparlamentară? Această întrebare a pregătit-o, domnul Fătescu anticipează. Probabil anticipăm lucrurile. Domnul Fătescu, că veți vedea, va fi un cetățean cu siguranță Republicii Moldova. Eu am propus astăzi 4 candidaturi dacă nu este sprijinit Lupu. Eugen Doga, compozitor, Alexandru Boșanu, fost președinte al Parlamentului Democrat, Vasile Nedelciuc, care pe carieră îl cunoaște, președinte fost al Comisiei Politică Externă, foarte pregătit, și chiar și același Ion Stroza, care a fost prim-ministru. Deci domnul sunt Sergiu, patru personalități care pot fi examinate. Dar sunt persoane astăzi puternice. Nu sunt persoane pe care să le poți printre degete și să le faci umbrele pentru toate fluxurile financiare ilegale. Da. Mie mi-a plăcut ce făcea azi partidul cel la Democrația Acasă. Ei strigau, vrem un președinte. Vrem un președinte. Da, eu cred că nu vor ei, dar vor cei care stau în spate. Pentru că ăștia din partea cealaltă, cu Sășerea și Ciocanu, strigau demisia. Ăștia strigau, vrem un președinte. Bravo, Democrația Acasă. Erau puțini, dar erau bravo. Că strigau, vrem un președinte. Nu vrem alegeri anticipate. Într-adevăr, nu vreau. Nici eu nu vreau. De ce să irosim 40 de milioane, cum a zis și domnul Chiorescu sau domnul Pavlicencu? Dacă îi putem folosi pentru pensii, pentru salarii, pentru burse, pentru medicină, pentru drumuri și așa mai departe. Domnule Fătescu, dar nu este așa de simplu alegerea pur și simplu cu orice preț. Vă spun că asta acum se mizează pe chestia asta. Dar dacă domnul ar fi actual... Eu vreau să vă pun o întrebare simplă. Domnule, decât greceanii, mai bine alegerea. Doamne ferește, dar nu o să ne înainteze. Păi asta e problema, nu, că au vrut să ne înainteze. Nici de mine, nici pe mine nu o să voteze greceanii. Decât una ca și greceanii, iarăși mai bine alegeri anticipate. Să vedem cine, într-adevăr, poate obține votul alegătorilor și după asta să mai facem ceva. Dar înainte asta îi trebuie să modifice legislația. Că tineretul s-a dezamăgit. Stați-o leac, domnul Fătescu. Păi nu se poate așa. Să modifice legislația cu toată răspunderea ca să nu se ajungă încă o dată la această situație. Că dacă încă o dată se ajunge, Republica Moldova intră în default și se autodesfințează. Și asta înseamnă că exact se va uni cu România, că altă șansă nu mai are marja, de marja de nemulțumire în 2009, când a fost 7 aprilie, a fost 67%. Da. Acum e 80 cât? 84. Vă dați seama acum o scânteie, că așa, și zboară, scuzați-mă, vă rog, că spun cuvântul ăsta. Păi, dar scânteie comuniștii o fac, nu știți? N-ați văzut? Doamne ferește ce se întâmplă cu oamenii. Știți cât de nemulțumiți sunt? Asta vede, eu văd asta când mă duc la țară, văd asta când vorbesc cu studenții mei, și când vor văd asta când mă urc în lift, în troleibus, în rutieră, în traficul din oraș și așa mai departe. Avem o incompetență în municipiul Chișinău, nu se supere Dorin ca să-i zic. Avem și am obosit de lucrul ăsta să stau câte jumătate de oră în ambuteiajă, să cheltui mai multă benzină decât aș fi ajuns acasă. Am obosit. Eu am obosit ca cetățean. Vreau să vă întreb. Soluția în care zicala veche, mai bine o pace necăjită decât un război rău. Domnul Chiorescu, eu sunt pus în situația să răspund, așa am înțeles eu, numele alianței și numele întregului parlament. De ce? În numele întregului parlament. Răspundeți doar numai pentru... Cum spunea cineva, oameni buni, noi ne dorim să avem un președinte. Partidul Liberal Democrat. Și va fi un președinte demn de a ocupa poziția respectivă. Partidul Liberal Democrat nu are 61 de mandate, are 31. Ce trebuie să facem noi pentru a demonstra că noi dorim să avem un președinte ales? Să le dați situații pentru candidatul alianței. Dar cum credeți noi asta? Simplu, e ca să semnați că voi vota. Doamna Pavlicencu, am semnat repetate rânduri și premierul a spus repetate rânduri. Noi, Partidul Liberal Democrat, susținem în continuare candidatul alianței. Dar face altceva, nu, scoate pe Dodon, reprezentant al PLD-ului, l-a spus în teritoriu, că l-a scos pe Dodon de acolo. Eu vreau să spun că ați întrebat de pace, necăjite sau de război. Eu vreau să vă spun, noi, poziția noastră a Partidului Național Liberal este că noi avem nevoie de un președinte pro-român. În niciun caz nu mai fi președinte pro-rus. Noi asta alegem un președinte pro-Republica Moldova. Nu, asta e satalist și sunteți ca și comuniști. V-am spus că nu știți pe 9 mai, 22 iunie, 23, 24 august. Asta vreau să spun, dar m-am întrerupt. Deci asta vreau să spun, că dacă mai vine odată președinte pro-rus, așa cum a fost, Snegur, mutatis, mutantis,
ăsta, nu mai spun de Lucinski, care stă și în spatele PLD-ului acum, nu mai spun de Voronin, care a fost, ca să spun, nici nu este președintele românilor. Deci vreau să spun că încă o dată un președinte prorus, dar care mă tem să-l pun PLD-ME. Și scutășul. De PLD-ME, nu, vorbesc de cei care au fost aleși pe un mandat întregi. PLD-ME-ul și PCR-ME-ul vor spune ea ca unul tot de ăsta. Nici încolo, nici încoace, dar să ne țină pe loc, deci, pentru că se convină aiatolahului centriștilor, lui Petru Lucinski. Pentru Chirilo și Chiril Petrovici. Dumneavoastră vorbiți cu atâta acuzare, vreau să vă întreb. Dacă sunt convins că e așa. Sunteți convinsă. Aveți și argumentele? Aveam și argumentele. V-am spus că ei n-au identitate românească, națională. PLD-ME-ul nu pledează pentru pozițiile, se tem de Rusia în tot ce fac. Putin îl are ca idol pe Rățușca Putin. Eu v-aș întreba, ca idol pe Rățușca Putin. Dar de ce trebuie să fii pro-român? Asta este. Eu v-aș întreba. Pentru că avem 80% de români. Pentru că avem 80% din Republica Moldova români. Și alogenii vor la fel în Europa, vreau să-mi. Două treici din cei care au votat PNL sunt pro-români. Doamna Pavlicencu. Dar ei vă spun un moldovenist. Partidul Liberal Democrat are 31 de mandate în Parlamentul Republicii Moldova. Este un partid relativ tânăr, din 2007, ascensiunea până în 2011, știți foarte bine. Ce are Partidul Național Liberal de așa de tare vă rupiți tricoul de pe dumneavoastră, spuneți că nu știu ce. Ce aveți noi? Are un partid, vă răspund, are un partid care unește pe oameni prin mesajul unionist, dumneavoastră prin cum se cădenie. Prin cum se cădenie. Dumneavoastră ne jigniți prin ceea ce spuneți dumneavoastră. Noi care suntem... Voi sunteți un partid de strânsuri și v-ați făcut coaliție. Doamna, lăsați-vă rog frumos. Doamna Pavlicencu. Coaliție comuniști în teritoriu. N-ați vrut să faci coaliții. N-au vrut să facă coaliții cu pedeșfele în teritoriu. Dar au făcut cu comuniștii. Hai să tragem totuși o linie. Tragem o linie. Să facem și o concluzie a discuției de astăzi. Timpul emisiunii tot și el este limitat. Da. Vreau să întreb pe domnul Log. În situația în care ne-am pomenit, avem o situație legată de incapacitate sau urmează de a fi soluționată, un barometru care indică un grad de nemulțumire, dumneavoastră a spus că... Și foarte mare, din păcate. Da. Ce e mai bine totuși pentru Republica Moldova? Trebuie să înțelegem în primul rând că alegerea președintelui nu a devenit o criză pentru noi. Nu este o criză legislativă, o criză constituțională, dar este mai mult un moft, dacă pot să spun așa, un moft politic. Ceea ce ne-a mostrat nouă guvernanții, că nu pot negocia între ei. De 2 ani de zile, 3 scrutine consecutive, odată Partidul Comuniștilor a dat peste cap alegerea președintelui, 2 ori Alianța pentru Integrare Europeană și tot așa mai departe. Cetățenii își pierd încrederea în politicieni, nu mai au speranța pentru ziua de mâine, oamenii pleacă, sărăcia crește, economia adoarme deja, și tot așa mai departe. Stimați politicieni, avem nevoie ca ceea ce este înscris în Constituția Republicii Moldova să fie respectat. În primul rând, trebuie să ne gândim la poporul de azi, mai ales cei de la țară, care o duc foarte rău, să ne gândim unde mâine își vor găsi un post de muncă studenții care termină azi facultățile, pentru că și această problemă este foarte importantă pentru Republica Moldova și nu uitați că Uniunea Europeană a făcut din deget. Fraților, nu alegeți președintele Republicii Moldova, noi nu o să mai aveți sprijin din partea noastră. Da. Domnul Fătescu, dacă puteți să completați, fiindcă e important ceea ce o să... Știți, la capitolul ăsta aș zice câteva momente care mi-au plăcut foarte mult la acest partid politic. Trădarea speranțelor generației 7 aprilie, intrăm în 2012 fără un buget adoptat, irosim 40 de milioane în zadar, că nu o să se schimbe, de fapt. Eșantionul ați văzut și acest sondaj, practic. Plus, minus, acolo, plus, nu se schimbă se foarte bloca. Tare. Guvern blocat, nefuncțional, reforme blocate, compromit imaginea pe plan extern, și are dreptate colegul meu când spune lucrul ăsta, compromitem noțiunea întreagă de integrare europeană, pentru că Europa o să zică, bă, stați un pic, voi chiar nu vreți în Europa.
voi nu vă interesează, voi numai blamați, adică sau faceți teatru cum a făcut Voronin în timp de 9 ani de zile și poate mai mult, că vrea, că el este pro-european, pe dracu, scuzați-mă, vă rog, pentru frază. Și scădem nivelul de trai a populației. Uite deja că oamenii a și scăzut. Dar eu cred că până la urmă, eu sper în lucrul ăsta și eu am zis și data trecută, eu sunt destul de optimist. Dacă o să se găsească acel consens și Alianța într-adevăr o să reziste și nu o să fie influențată de acel, da, acea soluție despre care tot vorbim și, da, atunci eu o să se așeze la o negociere. O să fie o transparență în această negociere și o să fie un proces foarte funcțional, un proces lucrativ, plus, minus, o să mai cedea unul de la altul, nu nimic strașnic. Ok, și o să se ajungă la o candidatură și o să fie foarte bine că o să fie ales din turul 2, o să felicite cetățenii cu sărbătorile de iarnă și cu Crăciunul și sărbătorile de iarnă, cu asta se votează legea bugetului și e ok, plus 39 de milioane, minus 39 de milioane, hai că le găsim pe plan extern, ne gândim noi cum facem. Cerșim. Și până la asta cerșim cum am mai făcut-o, da? Că nu e nimic strașnic, o să ne creadă europenii. Și cu asta o să mergem bine, mersi, la primăvară, facem reformele care le-a promis domnul Filat până la capăt și sper să se țină de cuvânt. Pentru că chiar am încredere undeva în acest candidat. Foarte pe scurt. Foarte pe scurt. Fiindcă eu rămâne timp eu și pentru domnul. Eu cred că nu putem fi atât de optimiști cum e domnul Fătescu, care întâi critic și arată care este starea. De ce critic știți? Asta este o realitate până la urmă. Domnul Fătescu a vorbit, eu am spus un cuvânt. Da. Era opriță, că vedeți că el nu știu unde s-a vânt așa. Domn Fătescu, învățați un pic să mai tăceți, că dați o lecție bună și la studenți, nu? Bine. Da. Deci, după ce critică toată situația care este, după asta rămân optimiști. Eu cred că ultimul timp nou nu ne-a oferit speranță ca să fim optimiști. Și eu cred că exemplul Greciei și Italiei, din potrivă, poate mă lipsi pe oamenii noștri ca să iasă la protest, da, pentru că situația este foarte grea. Dar mie mi se pare că pe acest fundal al sărăciei cresc totuși fricile între liderii politici, între grupările oligarhice, care se tem una de alta, sunt șantajabili și de fapt nu vor ca să aleagă președintele pentru că nimeni nu vrea să fie într-o situație dezavantajată. Asta este problema de ce nu se alege președintele și atâta timp cât oamenii vor răbda o asemenea clasă politică dezastruoasă care compromite democrația și clasa politică și care de fapt sunt mai rei, după cum văd, decât comuniștii, ca aceia, măcar cât de cât mai manifestau câte o lecuță, cât de rușine. Eu cred că situația este foarte tristă pentru Republica Moldova. Domnul. Eu iarăși am mai repetat, am mai spus mai sus, eu nu cred că scenariile apocalipsice anunțate de unii colegi ai noștri vor avea sorți de izbândă. Eu chiar cred puternic că în Republica Moldova va fi stabilitate, va fi o continuitate în plan extern. Vom fi țară până la urmă și integră din punct de vedere teritorial. Dar acum, problema numărul unu, cum ar veni, ar fi alegerea președintelui, ceea ce noi o vom face. Partidul Liberal Democrat, încă o dată, menționez a câta oară, este pentru alegerea președintelui Republicii Moldova, un președinte în cadrul și agreat de alianță și, în general, agreat de Parlamentul Republicii Moldova. Vom avea și avem capacitatea de a discuta și pe partea stângă, spunem așa, și pe partea dreaptă. Și le transmitem un mesaj cetățenilor că până la urmă și noi, politicienii mai tineri, mai cu experiență, suntem cetățeni Republicii Moldova, trăim în Republica Moldova și nouă nu ne plac multe lucruri, dar credeți-ne că toate avantajele care urmează, care vin sau care vin mai greu după 2009 sunt pentru ca cetățenii din țara noastră să o ducă mai bine. Haideți și televiziunea dumneavoastră până la urmă este, spunem așa, un produs al Alianței pentru Integrarea Europeană. De ce lumea nu acceptă și nu tolerează? Suntem foarte intoleranți la capitolul de libertate. De ce nu apreciem? Suntem foarte și foarte negativi și nihiliști. Stimați cetățenii Republicii Moldova, președintele Republicii Moldova va fi ales, o spunem cu tărie, Partidul Liberal Democrat va face tot posibilul și credeți-ne că și celelalte partide, componente ale Alianței și Partidul Comuniștilor vor da dovadă de rațiune și capacitatea de a depăși handicapul respectiv. Aici, stimați telespectatori, eu sunt Sergiu Pârgaru și invitații mei de astăzi vă urează o seară bună în continuare. Vă mulțumim că ne-ați urmărit cu atenție. Rămâneți pe Accent TV. Toate bune!